Vernisajul expoziției Poetica Tactilității lui Vasile Tolan a adunat la Galeria Forma din Deva un public numeros iubitor de artă. Artistul, de origine clujeană, a adus unedorenilor o lume cu totul deosebită, un univers textural prin lucrările expuse ieri pe Simeze. Am încercat să fac o selecție care să se preteze la galeria de aici și sunt două categorii, o categorie de aici, în această sală, care este cu o gamă cromatică mai redusă și în partea de la intrare cu o categorie de lucrări mai colorate. Tehnicile pe care artistul le folosește în realizarea picturilor sunt multiple, reușind să combine foarte bine materiale vegetale și textile cu acuarela. Sunt tehnici destul de diverse, în special eu folosesc colajul, dar în acest colaj sunt integrate texturi, sunt integrate chiar materiale și obiecte, materiale vegetale, materiale textile, obiecte găsite, combinate cu pictură propriu-zisă. Neo-expresionistul este un nume greu în rândul artiștilor români și nu numai, având peste 20 de expoziții în Europa și America.